Deși, în opinia noastră, această sentință este umbrită de anumite circumstanțe pe care le considerăm nefirești, noi considerăm că decizia unei instanțe judecătorești este indiscutabilă, conform principiilor statului de drept pe care le respectăm. Susținem în continuare mandatul domnului Liviu Dragnea de președinte al PSD, așa cum ne-au împuternicit alegătorii noștri, iar acest mandat nu poate fi pus în discuție sub presiunea străzii sau a unor reprezentanți nocivi ai statului paralel, se arată într-un comunicat de presă transmis de Departamentul de Comunicare al PSD Suceava. Un mesaj de susținere al lui Liviu Dragnea a transmis și ministrul sucevean al Educației Naționale, Valentin Popa. Demnitarul consideră că sentința are un anumit grad de incertitudine și că este sigur că decizia va fi anulată de instanța de apel. Maniera în care s-a pronunțat decizia de condamnare a domnului Liviu Dragnea, opinia separată a unuia dintre cei trei judecători, articolul invocat arată că această decizie are un anumit grad de incertitudine. Sunt sigur că deciziile viitoare ale instanței vor anula această sentință și astfel va fi confirmată presumpția de nevinovăție de care se bucură în acest moment domnul Liviu Dragnea, președintele PSD, a transmis ministrul Valentin Popa.